Naomi Furdui a dispărut. Azi, în jurul prânzului, căminul unde este plasată în grija și custodia Jugendamt a raportat că Naomi lipsește. Nu se știe de cât timp și nu există alte informații. Facem un apel la rugăciune pentru ca Naomi să fie bine, în siguranță și să fie găsită cât mai curând. De mai bine de un an, părinții și copiii furdui sunt supuși unor traume continue de către Jugendamt. Sunt despărțiți, mutați la zeci de kilometri unii de alții, împiedicați să se vadă și forțați să se adapteze unor condiții inumane, în ciuda eforturilor lor disperate de a se întoarce acasă. Episodul de astăzi demonstrează încă o dată lipsa de siguranță a copiilor în custodia Jugendamt. Dragi creștini, cei care iubiți familia creștină, din această familie extinsă face parte și familia Furdui. De aceea, vă motivăm să fim alături de familia Furdui, prin această perioadă grea prin care trece această familie. De-a lungul istoriei, rugăciunea a schimbat cursul multor povești care erau imposibil de rezolvat în vremea de atunci. Așa că Dumnezeu este același, are aceeași putere, are aceeași dragoste și iubirea lui este necondiționată și fără limită pentru noi toți. De aceea să ne reamintim că familia Furdui are nevoie de rugăciune și Dumnezeu să răsplătească fiecăruia care se alătură acestei cauze. Fiți mult binecuvântați de Dumnezeu!